Hai, hai, cu trăsioara până de-al la mărioara, la 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 la, hai noroc și la mai mare, mai băieți suferi, băi. Știi la ce mă gândeam eu azi? Cum ar fi să facem o musaca din post? Adică musaca vegană, cum se zice. Știu, băi, știu, că mulți dintre voi vă strâmbați de aia, băi, băiatele, de aia, de post, mai ne-ai omorât cu postul, cu mâncărurile astea de post. Băi, omule, eu n-am nicio treabă. Eu o recunosc, nu țin post. Eu fac mâncare din post. Din respect pentru oamenii care țin post. Dar să fiu sincer, nu numai din cauza asta. Dacă ne referim strict la sănătate și nu mai numim mâncarea asta din post și o numim mâncare vegană, adică fără produse de origine animală, băi frate, asta fi vorba între noi cam înseamnă sănătate. Eu sunt carnivor convins. Dar să mănânci măcar o dată, dacă nu de 2-3 ori pe săptămână, mâncare vegană, înseamnă sănătate, înseamnă să ai o dietă echilibrată. Eu sunt așa destul de decis că ca să schimb și eu dieta, că eu timp să gătesc chiar și când nu-i post. Să gătesc măcar o dată, dacă nu de 2 ori pe săptămână, mâncare vegană. Că mâncarea vegană e sănătoasă, are rolul ei. Cădița are rolul ei. Să ne hrănească creierașul. Când mai facem un grătar în weekend, când mai bem un șpriț, că șpriț cu cartofi fierți nu prea am văzut. Și mâncarea fără carne are rolul să ne curețe trupul. Așa că dacă chiar dacă nu ții post, nu te mai strâmba tu, bărbățule, fără post, fă cu carne. Lasă-i bună și mâncarea de post. Lasă-i bună. Nu se întâmplă nimic dacă mănânci o zi mâncare de post. Stai cu minte. Asta fiind spus, ne apucăm de treabă. Tac. Mai întâi și la început? Huștuluc, am pus aici niște cartofi în apă, le-am tăiat, i-am curățat, punem niște sare peste ei și punem la fier pe aragaz. Că aici mai avem o leac de treabă. Bineînțeles, agregatul în funcțiune, ulei de măsline și mai întâi de toate aromatizăm uleiul cu niște cimbrișori tocat mărunt și cu niște rozmarin tocat mărunt și cu niște usturoi tocat feliuțe. Deci cimbrișori, usturoi și rozmarin. Uștiluc! Și prăjim așa vreo 30 secunde, nu mult, vreo 30 secunde numai, atât. După care uștiluc cu niște ciupercuțe, tăiete, de cele maro, știi cât mai gustoase decât cele albe. Prăjești așa ulea cu ciupercile astea vreo 5-6 minute până mai scad așa din volum. După ce mai scăzut o leacă ciupercile, cu uștiluc, cu o mână, două de legume de-astea mexicane, congelate. După care, punem și un ardei dintre ăsta dolofan, tăiat mărunt. Zic ardei dolofan să nu-l jignim, să-i zice că e gras, nu-i frumos. Cu uștiluc cu niște sare, cu o leacă de pepier. După ce s-au mai călit o leacă legumele astea, cu uștiluc cu niște praz. Eu am folosit aici vreo 4 bucăți de praz, dar era de acela mititel. Era de acela de gheafă, tata-n faptul, de acela mititel. Deci zic, e o leacă mai frage de acela mititel. După ce am mai călit o leacă și prazul, e timpul să punem niște proteină. Eu o să pun niște linte. Tu dacă nu ai linte sau nu vrei să pui linte, poți să pui înăut sau poți să pui fasole boabe, de-aia în conservă. Am pus o conservă de-asta de linte și mai pun cam jumătate de conservă de apă. Uite așa, huștiluc. Și huștiluc cu vreo lingură, două de bulion. Și punem noi capacul. Și lăsăm să fiarbă așa la foc mititel pentru vreo 5-10 minute. După vreo 6-7 minute, legumele noastre s-au fiert, o mai și scăzut o leacă, o mai reglăm o leacă din sare. Eu am gustat înainte și mi-e trebuie o leacă din sare. I-am stins focul, eliberăm zona când ne ocupăm o leacă de cartofi. Între timp mi s-au fiert și cartofi, punem o lecuțică de sare peste ei, o lecuțică de pipier, niște ulei de măsline. Uleiul de măsline e loc de untul nostru, știți ce zic? Și luăm așa o leacă la pasat. Dacă consider că-s prea uscat, mai pui o leacă de ulei de măsline. Bine, tu poți să-i pui și margarină, dar eu nu prea sunt de acord cu margarina aceea. Mai degrabă ulei de măsline, că e mai sănătos, știi ce zic? Ideea este că nu prea vreau să-i pasez prea tare. Că vreau să iasă o leacă mai rustic. Mie îmi place să sunt bucăți de cartofi. Știi cum zic când mănânc? Aducem în prim plan un castronel dintre ăsta pe care putem să-l băgăm în cuptor. Și huștiluc cu compoziția noastră. După care huștiluc și cu cartofile, deasupra. Întindem cartofii ăștia așa peste tot. Peste tot, uite așa. Mai punem peste cartofii ăștia o lecuțică de ulei de măsline. După care punem noi treaba asta în cuptor, zic eu, pentru vreo 30 de minute, la vreo 200 de grade, până se rumenesc cartofii ăștia fain pe deasupra, știi ce zic? Hai, ne vedem în jumătate de oră. Lo, 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 lo. Hai recunoaște, când acum arată poți să ai în frigider 10 căprioare și 2 mistreți, că tot parcă îți plouă în gură leacă la cum arată, știi ce zic? Parcă tot ai gustat o leacă din musacaua asta vegană. Lo, 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 lo. Not bad, not bad. Șmecherie, șmecherie. Sănătate în farfurie. Hai noroc și la mai mare, ne vedem mâine.